Se aud glasuri cristaline în curtea școlii Nicolae Iorga. Nu, cursurile nu au început, dar 150 de copii s-au întors să participe la școala de vară. Săptămâna aceasta se desfășoară activitățile pentru cei mici. Într-adevăr, astăzi debutează o nouă ediție a școlii de vară la școala noastră cu elevii de la clasele pregătitoare până la clasa a 4-a și clasele a 5-a, cu activități precum incursiuni în lumea științelor, cu prezentarea, cunoașterea tradițiilor și a obiceiurilor, cu ateliere de modelaj în parteneriat cu Biblioteca Județeană și Muzeul Județean Olt, iar în zilele următoare elevii urmează să participe la activități creative și recreative ca spectacol de magie, spectacol de teatru, pictură în natură, show cu gheață carbonică, zumba și diverse alte jocuri sportive, seara filmului în aer liber și multe alte surprize pe care colegii mei le-au pregătit. Este a 10-a vacanță în care se întorc pentru activitățile minunate. Fiecare participă la atelierul dorit. Cei de la muzeu îi învață despre istoricul și minunatul port, dar și tradițiile moștenite din generație în generație. Alții învață să transforme hârtia într-un minunat cadou. Pentru alți copii, lectura aduce o povață, iar teatrul scoate la lumină talente. Și știința poate fi distractivă doar dacă o privești prin microscop. Ce o să faci aici? O lumânare festivă. Și cum o să împodobești? O să împodobim cu aceste cerculețe făcute din hârtie. Și o să faci cadou? O să fac cadou mamei, pentru că ea este îndrumarea vieții mele. Ți era dor de școală? Da. Ce îți era? De ce îți era cel mai dor? De colegi, de doamnă. E mai bine la școală? Da. Tu citești de obicei? Da, cam în fiecare zi citesc din cartea mea pe care o am. De plăcere sau pusă de mami? Uneori de plăcere, uneori aș... Dar la școală, în vacanță, ți-era dor? Da, de colegi. De colegi. Mm-hmm. E mai bine la școală sau acasă în vacanță? La școală, că înveți lucruri. Am învățat despre emoții și cum să nu ne certăm. Să nu... De obicei citești? Nu. Nu-ți place să citești? Nu-mi place. Doar unele cărți. Dar îți place la școală? Da. Ți-era dor de școală? Nu. Nu? Nu. Am învățat despre Ion Creangă și despre obiceiurile istorice. Ce știi tu despre obiceiurile noastre oltenești? Păi le știu pe cele de la nuntă, ce se face la nuntă, toate obiceiurile drăguțe. Am învățat la atelier, am lucrat cu colegii pe o fișă și am învățat despre Ion Creangă. Ce, este dor de școală? Nu prea. De ce? Mai vreau vacanță, îmi place. Aceste activități sunt gândite în așa fel încât să îmbine distracția cu multe informații utile. Toate aceste activități au ca scop dezvoltarea personalității elevilor noștri, îmbogățirea orizontului cultural, comunicarea și nu în ultimul rând dezvoltarea spiritului de echipă. Prin aceste activități distractive se face trecerea mai lină de la vacanță la școală cu programul și regulile pe care le impune.